Salutare! Astăzi avem 4 beri craft, 2 românești, 2 englezești, una făcută în Scoția și una în Marea Britanie. Casino Craft, un lager. Vreau să împart videoclipul în 2 părticele ca să fie mai ușor și să nu vă nebunesc de cap cu prea multă vorbărie. Și Casino Craft India Pale Lager. Berile din Constanța cu apă de mer, să vedem ce-s cu ele. Și partea a doua, un Bell Heaven Craft, ceva maturat în butoaie de stejar, și un Pilsner. Vedem ce-i cu ele, partea a doua. Hai să începem cu astea românești. L-am găsit într-un supermarket oarecare. Casino Craft, cred că este o bere destul de nouă pe piața din România, o poveste începută cu mult timp în urmă, odată cu apariția pe piața berii Casino, produsă de fosta fabrică de bere Constanța. Rețeta continuă de noi prin berea Casino Craft Lager. În fine, acesta este un Indian Pale Lager, un IPL. Extract primar 12,5, alcoolul 5,2, bere nefiltrată, este un pic tulburică, să vedem în pahar. Radu Chitu, produsă de Radu Chitu sau Radu Chițu, întreprindere individuală. Apă Marzinor, drojdie și hamei, conține gluten. Bere cu, zic eu în ghilimele, dacă știți de glumă, apă de mare, în 2016 vorbesc, că este, nu vorbesc de vechea bere tradițională Casino, pe care eu fiind în Ardeal nu am auzit despre ea povestind. Poate nici mulți n-au auzit despre Hațegana, dau un exemplu, vechea fabrică. Aceasta cred că este, s-a reinventat acest Casino. În fine, hai să vedem ce cu ea. Nu este o bere foarte scumpică, este o bere la o play, dacă nu mă înșel, nu este o nicio bere de duzină. Hai să începem cu acest India Pale Lager. Bere craft făcută de acest Radu Chitu, Chitu, cred că este numele proprietarului. Da, este o bere nefiltrată, sunt curios să vedem ce e cu acest craft. Vreau să fac și un pic de spumă. Te izbește un pic un miros acruț, este punctul meu de vedere. Se simte un stil aparte de hamei, nu este hameiul tradițional românesc, ai impresia că este un fel de hamei de pe afară, cu iz belgian, acel hamei cu iz dulceag, parfumat, intens. Are un miros într-o oarecare măsură de coajă de lămâie. Nu lămâie pronunțată, ci se simte foarte clar o aromă de soc lămâios, de citrice în special. Miroase totuși un pic a acruț. Nu miroase a borșeală, dar miroase un pic a acruț. Acruț, ceea ce simt eu acum, în momentul actual, dar pe ansamblu miroase bine. Chiar nu miroase deranjant. Miroase efectiv a soc, a hameiul ăla, socatul lemnos. În fine, hai să degustăm să vedem ce-i cu acest Casino Craft. O reinventare a constanțenilor, a berilor craft, făcute de Radu Chițu. Da, în fine, după cum așteptam, este o bere acruță, după miros. În fine, nu am mai băut această bere, prima oară când o beau. Băi, efectiv, când o guști, se vrea o socată, ai impresia că bei o socată fermentată acruță, nu este foarte, foarte carbonată, dar este, se simte acreala. E o creală ciudățică. Am spus, se simte și un pic de gust de hamei, destul de bunicel,
Mamei este ok, am simțit după miros, dar are gustul de acru. Acru spre acid, lemnos, nu știu cum să zic, nu este o aromă de lămâie acrișoară, cum sau lime acrișor. Este o acreală dată de, ai impresia, o fermentație de malț. La gust, nu îmi place, am spus, are o acreală pe care eu nu aș putea să o... Adică, nu am dat peste cap acest pahar pentru că nu îmi place această bere, mă deranjează foarte tare. Pe papilele mele gustative această aromă foarte, foarte pregnantă de acruț care pune, scoate din evidență celelalte arome care sunt ok. Efectiv, nu îți dă nicio savoare foarte intensă. Efectiv, ți-e frică să-l dai peste cap. Asta este punctul meu de vedere. Nu aș mai încerca acest casino craft. Este un fel de Sara un pic mai cu ștaif. Dacă m-ați înțeles. Hai să trecem la lagerul ăsta. Care ai impresia că, bine, spune clar, nefiltrată, nefiltrată. Un lager nefiltrat. Interesant. Hai să trecem mai departe, că pare să că nu cred că vom avea ce dezbate cu aceste beri. Am impresia că bei o apă de Galați, ca și berea Dona. Nu știu dacă ați băut vreodată bere Dona, cam aceeași senzație ai. Ei au vrut să facă ceva, dar nu știu dacă le-a ieșit. Asta miroase mai domol, nu te izbește niciun fel de miros foarte pronunțat. Miroase... Au bere apoasă, au... Nu te izbește mirosul de... Nu te izbește mirosul de... Hamei pronunțat ca și la India Pale Lager. Hai, sunt curios la gust, în fine. Poate să îngică contra, încercați aceste beri, spuneți-vă părerile, spuneți-mi părerile, comentați pe forumul, pe ce vreți voi. Mulțumesc. No comment. Nu se leagă ceva. Nu, li lipsește ceva. E o bere craft destul de scumpică, 9 lei aproape, deci 8 lei, 9 lei. Nu merită efortul. Părerea mea, prefer un Tuborg de 1000 de lei. Asta este părerea mea. Degustați, beți, vedeți, contraziceți-mă, vă rog frumos.